prieteni și bine v-am regăsit la Vedete Fără Secrete. În această seară am o invitată plină de soare, de zâmbet și de voie bună. Este o interpretă tânără, dar care s-a afirmat deja în domeniul muzical, plină de fani, de admiratori, de succese și experiențe frumoase. O salutăm cu mare drag în această seară pe Luciana Spân. Bună seara și bine ai venit! Bine v-am regăsit! Bună seara! Mă bucur foarte mult că ne-am întâlnit în aceste circunstanțe. Și eu mă bucur că am ajuns sănătoasă și vă văd și pe voi sănătoși. Da, asta e important. Asta contează. Și sperăm că și cei de acasă sunteți sănătoși. Doamne ajută. Apropo de asta, cum e cu perioada asta, nu știu, pandalie? Eu îi zic pandalie. Depinde din care unghi o tratezi. Dacă e să o tratezi din partea pozitivă, atunci pentru mine e un avantaj că petrec foarte mult timp, nu foarte mult, dar non-stop petrec alături de familie, alături de copilul meu, dar dacă e din cealaltă parte, celălalt unghi, tânjim enorm după activitatea pe care o aveam, după oameni, după emoții, după energie, după bani, după tot, ca toată lumea, după pentru că ni s-a asistat practic tot și respectiv e dureros. Mulți dintre cei care ne urmăresc și cărora le-a fost asistată activitatea, la un moment dat și-au reluat activitatea, au muncit cât de cât au, în măsura posibilităților, ok, cumva posibil să supraviețuiască, iar la domeniul artistic de divertisment este pauză. E mai complicat. Încercăm să ne reprofilăm cum fiecare care și cum poate, dar e, știi bine că e foarte greu să faci o reprofilare atunci când foarte tu ai direcție de ani de zile, de ani de zile și da, e enorm. Apropo de asta, este o muncă, nu știu, mai mult decât ceea ce se vede pe micul ecran, că vin cu piesa și cânt. E o muncă exact de zile și nopți, adunată în ani, sigur, ca să te manifesti, să te afirmi. Să e o muncă pe care, într-adevăr, nu o observă cei care se uită la noi. Sau și trebuie până la urmă. Și până la urmă, da, poate nici nu trebuie, pentru că e frumos atunci când vii în fața publicului și aduci un material deja frumos, realizat, fără a mai ști câte lacrimi, câte nopți nedormite. Momentul de poveste scenică. Exact, adică e cumva cireașa de pe tort prezent în fața publicului și asta contează cel mai mult, ca rezultatul să fie acceptat și, nu știu, apreciat de cei care ne urmăresc. Dar tu ai observat tendința asta în ultima vreme a publicului, totuși să caute momente de culise, chestii din astea ascunse, poate mai puțin pozitive sau mai puțin plăcute. De unde crezi că vine tendința asta? Păi oamenii întotdeauna au fost curioși să descopere și detalii din viața privată a artiștilor pe care îi îndrăgesc. Eu n-am trăsat de lembă, eu acolo să... Da, pentru că am situații în care foarte multă lume mi-a recunoscut că, uite, dincolo de persoana pe care o vedem pe ecran, când discuți cu tine, se face cu tot o altă impresie. Adică mai bună sau mai puțin bună? Adică multora le pare că omul de pe ecran trebuie să fie un om foarte mândru și foarte arogant. Aha. Și asta cumva e dezmințit. Deci atunci noi nu suntem așa, vedeți? Nu suntem așa. Exact. Și asta se dezmințește atunci când omul se vine lângă tine și chiar te atinge și îți spune: Doamne, dar ce plăcut e să te văd, de realitate. Și tu ești altfel. Eu credeam că ești așa fudulă. Păi, nu sunt fudulă, adică sunt om ca și toți ceilalți, doar că poate statutul sau felul că ești cu un microfon în mână îți dă cumva o altă notă, alură, știi? Da, dar e tentat întotdeauna lumea să afle despre tine cât mai multe chestii. Hai să aflăm puțin ceva despre tine și despre familia ta. Ai zis că ai petrecut foarte mult timp cu ea. Cât are copilașul vostru? Copilașul are 3 luni. 3 luni, doamne, ce 3 ani. Ce draga mea. Mă gândeam deja 3 ani și 2 luni, știi? Nu, dar eu mă gândeam că poate să vină cineva care de grabă să aibă 3 luni. Îmi doresc, sigur că îmi doresc. Îți dorești un copilaș? Desigur, îmi doresc, doar că o să vină când timpul. N-ați planificat? Nu. La voi nu-i planificat? Ba da, Stelian a fost dorit, a fost așteptat, cumva și planificat, dar următorul când va veni, va veni cu siguranță la fel așteptat și poate și planificat, de ce nu? Pentru că suntem deschiși la un alt copilaș, pentru că și Stelian are nevoie de cineva, știi, care să-i susțină ghidușiile și să ne fie trist.
Să nu fie trist. Unde v-ați petrecut vacanța asta lungă? Mai des? Ați fost undeva și la odihnă peste hotare sau ați preferat să stați acasă? Dacă nu era această pandemie, era o vacanță frumoasă, preconizată, dar am rămas acasă, n-am fost nicăieri, am petrecut foarte mult timp cu părinții, la părinții soțului la Cahul, la părinții mei acasă la Călăraș și făceam naveta Cahul-Călăraș. Și unde e mai bine? Peste tot e bine, acolo unde sunt ai tăi, peste tot da? Este bine. Da? Te faci bine cu părinții soții? Foarte bine. N-ați avut așa? De Doamne, la toată lumea și la toate fetele să aibă o soacră și un sogru așa de bravi cum îi am eu. Și, na, se bucură și ei enorm. Da, copilașul, unde se trage mai tare? Se simte foarte bine, pentru că el acolo are copii, are nisip, jucării, are tot ce trebuie ca să se simtă bine. Are leagăn în ogradă, cățelușii, găini. Are activitate omul. Serioasă, și da, și de fiecare dată ne întreba azi unde plecăm? Plecăm la Roșu sau plecăm la Călăraș, ce la Hirova? Da. Și se trage acolo, dar el se acomodează pe Mal de Prut? Am fost și pe Mal de Prut, am fost eu cu soțul la pescuit. Da? Și ce-ați pescuit peștișorul de aur? Să-ți spun eu un secret, poate pentru cineva care nu cunoaște, asta este un hobby așa mai ascuns al meu, pescuitul. Serios? Prima dată despre o pescăriță! Ăștia de pescari! Vezi că dacă tot vedete fără secret aici la tine, e un mic secret, poate pentru cei de acasă. Și prins ceva așa? Da, mie îmi place enorm. Cu ce? Cu undița? Cu tot ce pot eu. Asta care trage, cum se mai numesc? Este un elastic acolo, nu mai știu cum se numesc în termenii soțului, pentru că el mă ajută. Prins cu totul, da? Cu toate, da, mie îmi place foarte mult. Prins și cu mâna, prins și cu codița. Cu mâna, nu. Prins și cu codița. Și ultimul meu record a fost 12 ore pe barcă cu soțul meu. 12 ore. Mai de ce să facă cu soțul 12 ore pe barcă? Acum stai pe tine, cam de seamă, putem să ne permitem. A fost să... o degajare sau, nu știu, un balzam pentru creier, cred că mai mult, în care tu te detașezi absolut de la lumea plutești din jur. La propriu, și într-adevăr, ești pe apă, frumos, pe barcă, unde nu te poți mișca foarte tare pentru că e pericol de cădere. Voi ați pescuit ceva în ziua aia sau da, ați și... uitat de pește? Nu, n-am uitat de... Spun drept. Zii drept. Acum se montează un video în care eu apar dis de dimineață, matinală ca niciodată, la ora 4 trezită, la ora 5 deja eram pe mal de apă și am filmat toată feria asta a naturii, tot ce se întâmplă, da, și evident, nemachiată și zic, uite, cineva care nu cunoaște dincolo de ecran, Luciana spune, o ador să fie în armonie cu natura, cu undiță în mâini. Naturală, fără machiaj. Da. Sirena Prutului. Eu m-am învățat să spun râne în cârlig, știi? Și era cam complicat și cam un pic da, neplăcut. Bine că nu... Bine dar... că mergi tu cu soțul împreună la pescuit, da. Și nu-i tai lui cârligele. Nu, știi că este de obicei vorba aia, dacă bărbatul se duce la pescuit, apare ceartă în casă, dar noi ne ducem mami. Amândoi. Dar să zic și alt secret, noi suntem cumva legați și prin pescuit, pentru că tatăl meu este pescar, socrul meu iubește foarte mult bunicii soțului, adică cumva ne leagă și muzica și pescuitul. V-ați mâncat pește în vara asta? Mult pește! Foarte mult! Dragă, dar ce l-ai zis? Că spunea să ne aduci nouă căldare! Data viitoare... Ce nu-i aduci nouă căldare de pește de la cam departe, știi? Până aici nu rezistă, dar data viitoare, dacă prind mai mult și sunteți mai aproape... Dar poate ducem noi la pește. Dar de ce nu? Adică, na, e o chestie foarte faină și chiar te relaxezi. Te relaxezi de toate problemele, de tot și așa. Stai pe barcă și uneori îți duc gândurile foarte. Ei, nu ne mai băgăm detaliile. Când v-au dus pe voi gândurile pe barcă 12 ore? Eu vreau să vorbim puțin despre proiectul, despre ultimile tale lucrări muzicale, da? Pentru că știu eu din surse sigure că au fost mai multe făcute chiar înainte de perioada așa. Asta. Într-adevăr, este o colaborare sau un vis realizat al meu, în care eu colaborez alături de maestru Nicolae Băcroș și Orchestra Lăutari. Este pentru prima oară, da? Este pentru prima oară, da.
E de mult așteptată cumva colaborarea asta, doar că nu-i venea ceasul, nu-i venea rândul. Și deci, dar de ce motiv? Pentru că erau foarte ocupați, erau prinși în concerte, în turnee, tot felul de activități dincolo de Moldova și era greu să-i prinzi. Cumva pandemia mi-a venit cu un ajutor, să zic așa. Tu ai început să faci lucrările astea în pandemie? Da, eu le-am imprimat. Da, eu le-am imprimat. Eu am imprimat, de fapt, orchestra a fost imprimată înainte de a se începe pandemia, chiar înainte de Revelion. Eu fiind în Cehia atunci. Dar ce ai făcut acolo? Am fost în vacanță și ulterior, înainte de a se declara stare de urgență la noi în țară, în februarie, eu am imprimat vocea pieselor și ulterior deja au apărut ca rezultat final. Da? Deci, practic în pandemie au apărut rezultatele. Da, deci eu să înțeleg că ele se mixau în studio cam când, deja când a început toată agitația da, asta. Cumva până, să zic, până a se începe agitația, eu am reușit și am pus vocea în februarie, pentru că la noi în martie s-a lansat această problemă. Pentru că mă întrebam, știi, dacă deja ai intrat în perioada asta, în cercul ăsta vicios, cum de-ai avut curajul să mergi mai departe? Pentru nu a fost posibil. Mulți dintre noi ne-am stopat proiectele din cauza în pandemie, în martie, absolut, nu a fost posibil să ne întâlnim cu nimeni, nu am ieșit nicăieri, chiar am stat acasă pentru protecția mea, a copilului, a soțului, a tuturor, nici mai nu mergeam pe acasă, pe la țară, pentru că se auzeau. Fel. Normal, da. Exact. Și dacă nu aveam alte activități, stăteam acasă cu mințic. Dar acum, fiindcă le pot lansa ușor, ușor, le scot așa din sertar și să le mulțumesc oamenilor care au muncit la acest proiect și au avut încredere și au încredere. În primul rând, pornesc de la Oleg Volontir, cel care este în continuare sprijinul, ghidul meu și mentorul meu. Voi colaborați de mult timp. Da, din 2012. Așa. Și el a fost cel care a semnat melodia la textul la Când joacă Nora cu socru, respectiv aranjamentul îi aparține lui. Îi mulțumesc pentru text doamnei Mariana Conceru de la Botoșani. Aici mulțumesc întregii orchestre lăutare, maestrului Botgros pentru că m-a acceptat și m-a primit cu brațele deschise la colaborare. Socrului, părinților mei, le mulțumesc pentru susținerea și financiară și psihologică din această perioadă. Iar pentru cealaltă melodie, Sârba Neamului, la fel îi mulțumesc domnului Oleg pentru melodie, pentru text, domnului Ion Mularu pentru aranjament, orchestra lăutare și maestru Botgros, le mulțumesc enorm, sunt plină de recunoștință că am oameni minunați alături. Și deja nu mai vorbesc de soțul meu care din casă până ies și până revin în casă este susținerea mea numărul 1, așa încât să ajung la timp, la emisiuni, să mă duc acolo, să-mi reușească toate. Așa nu vreau să la acest subiect. Eu mai am întrebat la acest subiect. Acum te rog frumos să ne cânti. O să ascultăm piesa Când joacă Nora cu socrul. Cu mare drag. Dragi prieteni, vă cântă chiar la această clipă îndrăgita interpretă Luciana Spânu. Și însă n-are noroc cu tir-l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 
mașință de lăutar, mai tir-l-l-l-la. Am un socru, parcă-i tata, tir-l-l-l-la-m, tărara și ca soacra mea, nu-i alta, tir-l-l-l-la. Ia priveți cum merge jocul, tir-l-l-l-la-m, tărara, când joacă nora cu socru, tir-l-l-l-la. Socru joacă nora, cântă, tir-l-l-la-m, tărara, iar soacra la nas se uită, tir-l-l-la. Joc, abric, la cahul, hei, deși-l joci, tot nu-i destul, mă. Aplauze furtunoase și îți mulțumim pentru această dedicație și muzicală. Și eu mulțumesc. Și mai ales că îți mulțumesc toți socrii care se uită la emisiune. Deci să înțeleg că te împaci bine de tot cu socrul tău. Da, socrul meu cumva e foarte mândru acolo în roșu, pentru că și la radio este auzit această melodie și toți, a, domnul Vasile, Nora vă cântă în cântecele ei și e foarte plăcut. Mai ales când Nora e și pescăriță, dar și socrul e pescară. Exact. Și pleacă. Și împreună la pescuit, de ce nu? Uh-huh. Mergem și împreună. Tu spuneai de soțul tău care te susține în toate, nu cred că este un secret, din potrivă este o mândrie că și astăzi te-a însoțit, da. Te-a dus la televiziune. Și mulțumesc, apropo. El este cumva, nu știu, aproape de tine, trup și suflet, pentru că și el are suflet de muzician. El este omul cel mai apropiat de mine, pentru că el mă simte cel mai bine atunci când las aripile jos și cumva nu am putere să zbor, pentru că uneori te doboară încercările. El este omul care îmi dă aripi așa ca eu să prind curaj, să merg mai departe, să fiu mai îndrăzneață. Da, este omul care, dincolo de proiectul, primul meu proiect, da, albumul Pe drumul care merg eu, el a fost omul din spatele acestui album care a imprimat, a mixat, a făcut toată reclama, audio, video, tot, designer, CD și așa mai departe. Și plus la asta, el este omul care muncește la proiectul meu de muzică ușoară. Avem în colaborare și melodii frumoase în duet și urmează să fim sănătoși și să mai scoatem ceva frumos de creația lui. Dar voi fiind așa ambii din același domeniu, nu se întâmplă niciodată să vă mai ciondăniți, nu știu, să fie concurență între voi? Concurență artistică, zic cumva, adică nu neapărat femeie și bărbat. Nu ne ciondănim, doar că e mai dificil un pic atunci când imprim o melodie cu el fiind alături, pentru că el este omul perfecționist care vrea să iasă totul bine sau... Și eu sunt un pic supărăcioasă care și mă supăr nu pe el, dar pe mine când nu-mi iese ceva și el îmi face observația. Uite, hai aici, mai fă o dată, hai dincolo, mai fă o dată. Și atunci eu pot să mă duc să-mi fac o ceai, o cafea, te să mă mai liniștesc. Da? Sau dacă vreau să plâng la o melodie pe care o trăiesc, o simt, vreau să plâng, mi se ridică nodul în gât, gata, sorry, puiuțu, am plecat, m-am liniștit și am revenit. Deci e posibil să îmi reiau imprimările sau... Mai bine, chestia asta e bună. Desigur, că... da, pentru că el mă simte întotdeauna. Și ai libertatea creației, nu te grăbești, să achizi undeva într-un studio și hai, repede, sigur, că trebuie să mă încadrez în ce. Și dacă nu-mi iese ceva bine sau dacă ulterior ascult și nu-mi place, hai, mai facem o dată. Și trebuie să am dispoziție bună, să... Poți să vii a doua zi, la urma urmei. Exact. Și să am spirit pozitiv, să am spirit din ăsta foarte așa ușor, în care să mă simt bine, degajată și să-mi iasă bine. Eu să înțeleg că voi nu vă certați. Cum să nu ne certăm? Ne certăm. Doar că nu de la muzică. Nu de la muzică. Nu, dacă o să-ți spune cineva că nu se ceartă în familie, să nu crezi. Pentru că asta nu e corect. Nu există. După o ceartă, împăcarea este extraordinar de dulce. Vorba și piesă. Ne certăm ca să ne împăcăm. Exact, și... da. Nu, sunt niște mici nuanțe în care eu nu sunt de acord cu părerea ta. Sau invers. Sau uite, acolo poate nu ai făcut ce trebuia. Nu? Fine, chestii de familie, eu ceartă cu minte, nu, da, e cu tigăi în cap. Nu, slavă Domnului, nu avem din astea, nu zboară lucruri prin casă. Nu este violență, nu, e bine, ne certăm și ne certăm ne certăm și după aia ne împăcăm. Eu sunt mai supărăcioasă în familie, așa că... El este echilibru. Da, el este echilibru. Eu sunt mai focoasă. Tu ești rebelă da, acasă. Da, eu sunt mai focoasă, mai impulsivă, mai așa. Eu ce am dispus să-ți spun acum și gata, m-am ușurat. El e calculat, e... Așa, el ți-a spune, dar mai târziu. Tu ce zodie ești? Eu sunt scorpion. Aha. Da, eu sunt scorpion și mă reprezint. Dacă nu-i secret ăsta, da? 29, nu-i secret deloc. 29. Ești, mă,
ai bărbat, e copiliță, micuță. Ei, copiliță, micuță și într-o scorpioancă. Mulțumesc, și el e un taur. Da, dar cum vrei să fie copiliță, micuță și scorpioancă? Corect, corect. N-are cum să... Corect, așa sunt eu. Dar să știi că se contopesc două persoane diferite. Normal, dacă era și el focos ca mine, chiar că zburau tigăi prin casă, probabil. Dar așa el este echilibru din casă și pentru asta chiar îi mulțumesc. Pentru răbdare, cum răbdă uneori micitelul. Săraci bărbați, condoleanțele noastre. Asta e situația, că niciunii fără alții nu putem. Tu de cât timp faci muzică? Dacă te gândești așa puțin, privești în urmă, ai calculat vreodată anii? Hai să-ți spun că dacă privesc în urmă sau ascult imprimări audio făcute încă pe timpul când părinții mei aveau ocazia, de la 2 ani deja fredonam. Mai serios am început, hai să spun mai serios, pentru că am început o colaborare cu colegi voluntari din 2012. Deci atunci cam, cam, hai să zic cam atunci, pentru că atunci a pornit și lansarea mea cu participarea în concursul internațional Delfiada, acolo unde am și obținut medalia de aur. Și de acolo dumnealui m-a văzut, m-a găsit și a zis, stai mai fată, că tu trebuie să mergi mai sus, mai departe. Tu te-ai pornit cu muzică populară sau cum zică tu ești? Da, eu m-am pornit cu muzică populară, pentru că am fost trimisă de la Raion, de la Călăraș, și am fost trimisă să reprezint cumva Călărașul și am zis, bine, merg, unde trebuie să merg? La Chișinău, bine, merg. Și atunci cumva a fost un așa, un îndemn, da, da, eu așa îl consider pentru că de acolo a pornit tot, de acolo a pornit, din 2012. Ce a fost cel mai greu în perioada asta, în drumul tău spre afirmare? Curajul, probabil. E să găsești curajul ca să... Curajul și încrederea că ai și tu loc sub soare sau ai și tu loc în lumea asta. Pentru că îți dai seama, deschideai televizorul și vedeai sute de interprete, interpreți și tu te gândeai, măi, dar merită și eu să mă bag aici, am și eu loc, o să-mi iasă, nu o să-mi iasă. Și au fost mai multe bariere, au fost uși închise. Au fost dintre cei care n-au încercat să stai aripi. Ba da, și probabil continuă să fie, pentru că e normal să fie. Dar am avut parte și de uși închise și de tot felul de trateri de la înălții. Și de toate am avut. De tot cum cred că de toate am avut. Cum găsești înțelepciunea asta și bunătatea? Inițial spun gata, nu-mi trebuie nimic, nu mai vreau, gata, nimic, nimic. Și după aia îmi plâng ce am de plâns o noapte. Te liniștești? Și, da, mă liniștesc, îmi vărs așa cumva energie negativă și după aia Oleg voluntir în țară, în sprijin și în ajutor. Soțul meu nu mai spun că el este omul care... Tu și cu tine. Și eu atunci îmi dau seama. Da, chiar și cu mine. Da, chiar, stai un pic, da, chiar și cu mine, știi? Și atunci când ai susținerea de acasă, toți cei care vor să stai aripile deja nu mai au nicio importanță, pentru că tu ai pe cea care îți trebuie. Și eu am avut-o pe cea care mi-a trebuit. Eu am avut întotdeauna susținerea părinților, am avut susținerea socrilor mei, am avut susținerea producătorului. Oameni care au fost sinceri cu mine și mi-au spus, uite acolo trebuie să faci asta, uite acolo, și au fost sinceri cu mine și eu am apreciat enorm, pentru că e una să-ți spună, da, tot a fost super tare, dar de fapt să nu-ți spună sincer ce are de spus și să știi că eu țin cont de oamenii care sunt critici și constructivi, pentru că sunt tare mulți din ăștia falși. Ce te bucură cel mai mult atunci când vine vorba de scenă? Momentul când dăruiesc energie și primesc dublu sau triplu. E ceva care nu se descrie și e ceva care acum îmi lipsește enorm, pentru că atunci când dai energie sau atunci când cânți cu drag, cânți cu toată inima și cu tot sufletul, omul primește asta și te răsplătește prin aplauze, prin zâmbet, prin strălucirea ochilor și îți dai seama că, băi, am făcut bine ce am făcut. Ce nu-ți place? Ce nu-mi place? În meseria ta? În meseria mea? Ce nu-ți place de te șturăști? Ai vrea să strângi de gât? Nu cine? Zic ce? Nu-mi place falsitatea în oameni. Te-ai întâlnit des cu ea? La fiecare colț. Da, la fiecare colț. Nu-mi place atunci când lucrurile nu-mi ies bine. Sau nu-mi place atunci când se suprapun unele lucruri și eu promit că trebuie să fiu acolo și nu-mi reușește pentru că aici se întârzie și pun și cealaltă parte în situații. Pentru că am avut situații când aveam 3 concerte în zi
erau hramuri, erau evenimente din astea locale și trebuia să fiu în ore diferite, în localități diferite și se tărăgăna într-o parte, te ducea în altă parte, copilul îmi rămânea cu orele, da, mai mult timp decât trebuia, era necesar și atunci devii cumva frustrat e stresant că... Na, știi că bine ce înseamnă. Câte, cu excepția copiilor, știi tot despre ce se vede vreme. Doar că copiii au rămas în urmă. Da. Tu ai fost neharnică, din punct de vedere. Toate se pun la timpul lor, normal. Firesc, asta e. Așa, fără dași. Doamne ajută la toate. Spune-mi, te rog, noi am scăpat ceva din vedere în legătură cu ultimele tale proiecte, n-am discutat despre ceva pentru că noi suntem cam pe finalul emisiunii și... Nu știu dacă ați scăpat ceva, pentru că... Cam mai mulțumim la toată lumea. Cam voi știți tot ce se întâmplă în planul nostru muzical. Doar să spui câte piese ai făcut, că ai zis că au fost mai multe. Da, au fost mai multe, acum sunt doar două lansate, am imprimat 4 melodii. Deci mai sunt încă două care Sunt, da, care urmează, pentru că le promovez ușor, ușor, oamenii încet să le țină minte și... Dar să nu încălcească cuvintele între ele, știi? Exact, să înceapă rândul unul de la o piesă și unul. Dar am marea bucurie pentru că Corneliu Bodgros lucrează la alte melodii, alte trei texte care i le-am propus și sperăm să fie cât mai curând posibil imprimarea și a celor trei piese care urmează să vină din partea lui și mulțumesc pe această cale pentru că în această lume tulburată și plină de tot felul de neajunsuri și nevoi am și eu loc acolo lângă Orchestra Lăutarei și toți cei mai buni. Îți mulțumim foarte mult că seara asta e ales să o petreci împreună cu noi și eu și telespectatorii noștri. Te așteptăm cu mare drag și altă dată. Mulțumesc cu mare drag pentru că ajutați interpreții să ajungă în casele oamenilor mai ușor, mai aproape de ei, pentru că e nevoie și pentru noi să putem dărui ceea ce facem cu oamenilor. Și pe final te rog să ne cânti melodia promisă, Sârpa Neamului. Cu mare drag. Dragii noștri, cu adevărat încercăm să aducem creația artiștilor îndrăgiți aproape de inimile voastre. Vă rugăm foarte mult să-i susțineți, să-i iubiți, să-i încurajați, pentru că ei creează din toată inima și o fac cu mare drag pentru voi. Vă aștept și data viitoare, tot aici la Vedete Fără Secrete Busuioc TV, iar acum vă cântă îndrăgita interpretă Luciana Spânu. Pe curând! Ca să jucăm până mâine.